și faci ce-i mai bine pentru câinele tău. Așa am făcut și eu pentru Baghera. La 8 luni am făcut operație la picior, că avea o tijă, avea un picior mort. Încerc să vorbesc pe înțelesul tuturor, îi se pusese o tijă prost înainte de a o adopta eu și avea un picior mort. Deci nu simțea nimic pe el. Îl bălângânea pe lângă ea așa. Îl am recuperat, am făcut fizioterapie not, mă duceam, gândiți-vă, cu 41, tramvaiul 41, din Ghencea în Herăstrău, ca s-o not, când spusese doctorul, domn doctor Lefterescu, vă iubesc, unul din profesorii mei din facultate, să pot să o recuperez. Făi masaje, plimbări și așa mai departe. Lucruri care m-a ajutat să înțeleg nevoile reale. Da. Și mi-am dat seama că acest câine, docul german, este, cum am spus și cu alte ocazii, atât de mare, pentru că el trebuie să ajungă foarte repede aici la sufletul omului.